Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de GTA 5 cu Cătălin, din și Cătălin. Din 2 start, frate, că am nervii în blană. Apare nu putem selecta alt monster. Avem astăzi un mare parcurs cu monster truck-uri, cum ne place numai nouă. Cred că o să ne enervăm blană, o presimt eu așa. Poate avem baftă, bă, să fie un episod de la bun. Nu uitați să dați și voi un like, să ne susțineți un pic nervii. Pleacă-mă de aici. Bă, parcă e un picuț de lac cu monsterele din cauza ta, cred că pleacă un pic de aici și să nu mai am lac. E la el, lui la el, nu mă. Dă-te, bă, că s-a animat. Doamne, cum împinge. Opa. Bă, am picat perfect. Nu știu cum să-i explic. Ce tare. Stai, bă, să vină și stai, mă, să vină și eu. Dar așa să vină parcurul momentan, e doar un off-road din ăsta așa de încălzire. Dar n-am mai avut o hartă de asta așa, normală. Bă, dar am lag blană pe aici, nu știu ce se întâmplă. Gata, gata, și-a revenit. Am înțeles. Nu pot să cred că pic bine. Mamă, ce urmează, deci... Ca fapt divers, înainte de episodul ăsta, noi am mai filmat altele și au fost atât de hardcore, cum n-am mai văzut niciodată. Deci suntem antrenați blană. Bă, măcar merge bine monsterul. Chiar îmi place cum merge. Momentan. Bravo. No. Ce mama ei de viață m-a răsturnat acolo de mod. Opa, asta chiar să mă duc și eu. Nu știu, deci m-am bă, dar nu e niciun checkpoint, cât timp? Tu realizezi că mai avem de mers o grămadă. Tu realizezi că eu nu mai filmez GTA cu tine în veci, dacă mai iei gunoaie de astea de hărți? Bă, sincer, nu mă așteptam nici să fie chiar atât de grele două încolo de treabă. Bă, nu-i cuvântul potrivit greu. Gunoi. Gunoi e cuvântul potrivit. Pune de hartă. Exact. O, țin să te anunț că am luat checkpoint, uite aici. Până aici trebuie să mergi. Uite-te. Ia. Opa, așa. Și îmi place cum se curbează și roțile din spate. Gata. E gata, eu aici mi-am pierdut cursa. E bine. Presimt că o să mă întreacă la un moment dat și o să-mi iau DNF. Așa am eu presimțire de a mea. Mă las, frate, deci mă las să-mi trag palme de nu mă las de gunoiul ăsta de joc. M-am pus și mă joc doar online și fac misiuni și atâta. Eu m-am dus bine până acum. Îmi place parcursul rău. Hopa, am luat checkpoint-ul. 9 din 15. Sărim pe canapele acum. Bun. Ce o să ne ia acum? Ce contează că am trecut eu din prima peste rahatul ăsta ordinar, că nu poți să te duci mai departe. Și peste cauciucul ăla, eu când cad mă ricoșează, mă aruncă, te zici că-ți minge. Hai mă că e ușor, n-ai ce zice. Da mă, e ușor, e super ușor. Serios, până acum chiar nu m-am mai blocat da, la mă, nimic. E ușor de nu mai pot, mă, cu noi infect de joc. Zi mersi că n-avem celălalt monster, că l-alalt era mult mai rău. Aici, la OZN, văd că mă mai chinui un picuț. Da, du-te, bă, du-te, bă, și termin, bă, că deja mă disperat asta. O, mă, ce crezi că eu nu vreau să termin? Bă, mă, că-i dau blană, poate dacă-i dau blană trece, mă, n-am ce să mai zic. Uite-te, opa, poate să știi că cu blana rezolv multe de obicei. Uite-te animalul. Le, ho, ho, pe mai ai o grămadă, tinere. Stai așa că nu văd de copaci. Și cum ar trebui să ajung acolo dacă îmi dă slow? Hai mă că e cursă scurtă, asta easy peasy o facem. Na, uite-te, am doar rămas blocat, că e monster, bă. Bă, dar n-ajung să sar undeva, mă. N-are putoare destulă. Golane. Bă, mai vine mă checkpoint până la o dată. Nu pot să cred că am sărit peste. Bă, 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 până acum nu sări așa cum am sărit peste. Și aici o să mă ajungă Cătălin. Da, mă, te ajung, mă. Se că... repetă istoria. Eu am și avansat mult, mă, de atunci, mă. Eu încă-s la început și el spune că o să-l ajung. La cât ești, mă? Ia să-l văd. La 8. Și eu sunt la 10, mare distanțe. Bă, bă, 10. Nu mai zic. Da, sunt două checkpoint-uri, e mult rău. Două checkpoint-uri, dacă stai să te gândești, un singur checkpoint face diferența la toată harta. Ai uitat episodul trecut? Sincer, da, nu mai știu deja. Încerc să-mi eliberez memoria de amintirile nașpa. Uite-te ce paletă, uite ce petardă cum crade.
Mamă, și aici dacă pic în apa aia am fost. Ok, nu am picat în apă din fericire. Bă, dar de ce alunecă, bă? Bă, dar devine tot mai grea harta, bă. Nu știu cum trec, sincer. Ai, come on, du-s binișor, ce pot să zic? Bă, haterul, că urmează ușor, că tot pe el poți să trec de țevile alea. Da, până aici, da, până aici a fost ușor. Opa, stai că nu m-am dus bine. A, uite câte... Și a Cătălin de Nefe, corespunzător. Câte țevi au pus, frate, câte țevi au putut pune, mă? Da, mă, că e ușor acolo. Da, mă. Hai, bă, cum... Ha, trebuie să nimeresc un tub de Pringles. Cu monsterul și la fel de mare ca tubul. Tub de prișcă. Oare cu ce-o fi Pringles-ul ăsta? Bă, dar nu pot să fac curbă, mă. De ce în jocul ăsta fiecare mașină are un dezavantaj? Cât de bun ar fi, ea trebuie să aibă un dezavantaj. Am sărit peste. Nu pot să cred. Nu pot să cred că era să rămân pe tubul de Pringles. Bă, cred că e mai ușor așa până la urmă. Mai vii și tu, bă, sau tot acolo? Nu, vin, frate, termini și după. Așa, așa. Nu te termină cursa, mai are rost? Păi jos singur, ce... Nu pot să nimeresc tubul de Pringles. Se vede că nu mai mănânc chipsuri, bă. Și dacă îl cauți acum în dulap. Potoliți-vă. Și oare ce mănâncă numai chipsuri de acolo? Bă, dar nu înțeleg ce greșesc. Că e prea mică gaura aia. Hai ce mă enervează că mă încetinește. Monster truck. Frate, ar trebui să trec peste orice cu mașina asta. Cumpără-ți un monster. Ia mă că-s curios unde ai rămas blocat paletul. Unde ești, mă? La OZN? Nu zice, mă. Am zis că la OZN, mă. A, pe acolo a fost cel mai greu de până aici, cred că. Ai că a fost, dacă e. Ce să te bine dispun. Ce mai a fost ea? Ia uite-l, mă, cum a ajuns deja imediat. Da, a, acum urmează aia grea, da, 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 acolo e aia la care am crezut că nu mai trec. A, zici și tu că nu trebuie să sari direct, frate. Nu trebuie să sari direct, frate. Mersi, frate. Apreciez. Mă declar învins de tubul ăsta de Pringles. Înțeleg cum ar trebui să ajung în el, pentru că monsterul nu are putere deloc să urce pe rampă. E bun pe o froadă asta, nu pe rampi. Opa, tocmai am trecut. Te rog să nu rămâi răsturnat, mulțumesc. Sănătate, opa, stai că merg greșit. Cumva, bă, nu, deci nu se... Mai am încă o rampă. Nu se poate așa ceva, am trecut tot din prima și n-am putut să fac curbă și s-o dus în apă. Deci am trecut toate rampele astea din prima. Nu, nu vrei să vezi ce urmează. Eu refuz să cred ce urmează. Aici o să-mi iau DNF-ul. Doamne, iartă-mă, ce curse. Gândește-te așa, e joacă de copii unde ești tu acum. Uite, uite animalul cum sare de pe o roată pe alta. Deci avem 3 tuburi de Pringles fără niciun checkpoint, băieți și fete. Și eu nu pot să fac unul ca fapt divers, nu pot să ajung în primul care ar trebui să fie lejer. No, acum nu o să mai trec degeaba, am trecut o singură dată, am fost paleta, am accelerat să urc acolo. Bă, tu n-auzi că e ușor acolo pe lângă ce urmează? Da, mă, văd că e ușor. Mă, bă, cum să treci, mă, din prima și să cazi pe loc drept, mă, dă un mama ei de mașină. Dă-n mama ei. Și după asta nu mai poți să treci. Care o fi mama monster truck-ului? Uite animalul. Doamne. Ce că e monster truck-ul. Bă, nu înțeleg care e schema și trebuie să țin minte schema, că altfel nu reușesc la următoarele. El e liberatorul, mă. Ok, deci hai că am și reținut cum am sărit cât de cât. Neironic. Neironic, am ajuns în al doilea tub și am căzut bine! Frumos, frumos. Uite, bă, ce trebuie să facă și nu am putut. Bă, ați venit și tu aici să, măcar să ne încurcăm unul pe altul, măcar. Am ajuns. Așa. No, să vezi primul tub de Pringles. Te anunț de acum că sunt 3, du-te tare. Haide. Vezi că-s 3, bă. Stai că ăsta nu cred că o înțeles ce trebuie să facă. Am înțeles, frate, dar am vrut să văd cam la ce înălțime e.
Nu, vezi că sunt 3 așa, fără checkpoint. E amuzant rău. Pe el, pe el, pe el. Nu. Nu pe el, mă, trebuie să sar. Bă, dar nu sar deloc, adică nici nu mă apropii măcar de tubul ăla. Nu-ți dau. Eu am reușit să ajung până la al doilea, atâta. Deci de putut se poate, se pede. Du-te, mă, de aici, ui, mă. Bă, dai răbdare. Nu, no, mă, că oricum nu săream. Hai, amândoi deodată. Oh, dar te-ai respawnat cam greu, băiatule. Păi, cam așa e cu respawnul la mine. Doamne. Ha, amândoi am intrat, dar am căzut. Merge treaba. Porță? Realizezi de cât timp sunt aici, nu? Tu erai încă la început de când eu am ajuns aici. Dă-i. Ai trecut, mă? Da, mă, frate, am trecut. Hai, liniști. Oricum, sunt 3 din ăstea, bă. Taua, numai când mă gândesc, mi se face rău. Pupica aia stă pe cap, trebuia să o dobor. Ce, mă? Pupica. A, păi stai să dobor și pe asta la altă. 20 rupă, de ce nu m-am gândit mai devreme? Nu știu, bă, cum trebuie să sar, bă, da. Bă, cum, bă, să dăm doar de curse de astea? Suntem la 11 din 15, deci cine trece aici cu Gabi s-o dus. Băi, cine trece aici? Stai tu liniștit, că dacă... Bă, nu pe, bă, animal. Am reușit să sar pe. Bă, ce animal e asta? Tu realizezi că în el n-am reușit, dar pe am reușit. Da, mai știi ce ziceai animalele, că să nu trișăm. Bă, bravo, pe, dar ce crezi că a fost intenționat? Da, frate. Acum ce vrei, să dau cu piciorul dacă ia am zi, reușit? Ia zi, ai trișat în mod cinstit, da? Aia. Oricum am căzut, stai liniștit. Că mai sunt 3 și nu pot să merg mai mult de una. Una a fost record personal. Adică sare și el pe. Chiar de fiecare dată o să fac aceeași greșeală, mă? Chiar toate episoadele din seara asta trebuie să fie fail? Aparent da, de ce întreb? Bă, dar pe unde? Încă nu am înțeles traiectoria, deși credeam că am înțeles-o. Uite-l că o sărim, mă. Da, la zi, bă, și mie traiectoria. Sar la noroc. Nu pot să, nici n-am apucat să sar la a doua. Opa, am venit și aici. Da. Deci nici n-am apucat să sar măcar la a doua, că n-am nimerit rampa. Bineînțeles că intru mereu cu două roți în ăla și cad, sigur. Nu că știu cât de cât cum stă schema. Da, mă, de parcă totul e matematic aici. Da, mă, păi logic. Da, deja stau de vreo 10 minute aici. Uite-l cu intramă. Și acum se duce. Noroc cu Mercurului turbat, îl are cătă. M-am dus. Te-ai dus bine? Da, frate. Bravo. Nici nu mă mai spawnează în mijloc, să mă chinui un pic și cu curbele. Bă, dar ce faci sus, mă? Animale. N-ai, bă, cum mă să creez o hartă? Deci am zis, mi se par cei mai imbecil și mai idioți oamenii care creează un checkpoint imposibil. Și după aceea ce zic? Hai să-l dublăm sau să-l triplăm. Dar hai să nu punem nici checkpoint. Normal, mă, cine are nevoie de checkpoint, frate? Uite, vezi, eu trec și fără. A, el e bărbat adevărat. A, din aventurile... Adventure Super. Time, acolo e cu bărbat adevărat. Super. Te-ai dus? Bă, da, tu prea des treci de prima, nu știu cum să-ți zic. Ești degeaba dacă la a doua nu nimeresc. Dar am nimerit-o și pe a doua. Nimerit-o și pe a doua, nu pot să cred. Și zici că mai e încă una? Păi parcă da, nu? Da. Sper că da. Încă. Bine, am auzit un oftat. Nu, a trecut. De ce ai oftat dacă ai trecut? Hai, bă. O, mai am o șansă, mai am o șansă. N-am bă, nu străi, mă. Stai. O, salut, frate. Nu da, stai că te lasă să încerci tu prim. Ha, nu pune presiune pe mine. Păi eu am încercat odată. Da. Ok. Deci acum dacă trece și mă uit la el, nebunesc. O trecut. Bine, bă! Care șansele? Fii antenă că te aștept, să nu zici că-s rău. O trecut și el. Hai că o trecut dacă e... Nu mai zic nimic. Mamă, deci știu perfect ce simți. În momentul ăsta îți vine să... Da, mai bine nu zic. Opa, dar ce facem aici? Am două monitoare. Oare pot să fac YouTube doar cu unul? 100%. Cred că mi-ar trece pumnul prin celălalt acum. Pot să cred că am ajuns amândoi pentru prima oară deodată la ultima. Doar că eu am trecut, cătă nu.
Ok, nu știu de ce e rampa asta aici. Care a fost sensul la rampa aia, nu înțeleg. Aici e o schemă pe care nu înțeleg, cred că. Bă. Wrong way să-i dai la... Nu, iar am căzut. Iar am ajuns la 3 și am căzut. Iar am ajuns la 3 și am căzut. Bravo. Hai că deja încep să înveți. Tu nu înțeleg exact pentru ce mă rampa aia. Hai să mai testez o dată, poate, poate. Poate pierd timp aiurea, dar nu că aici mă încetinește, nu? Da, și mă gândesc, bă, că mă puteam juca eu liniștit în seara asta, să fac așa un live lejer, cu misiuni, poate, cu cel. Nu, filmează cu țanul! Distruge-te psihic! Cred că m-am auzit, mă înjur acum la cât am strigat aici de... Mai pățăști? Opa! Și pe aici, prin dreapta... Bă, până acum eu zic că e binișor, ce pot să zic. Totuși, avem doar 15 minute în cursul asta, încă nu e atât de rău. Că nu cred că mai am mult. Problema e cu checkpoint-urile, că nu sunt. Este anunț că nici în continuare nu avem checkpoint-uri. Hai, țane, du-te tare. Bă, n-ai cum să-ți ratezi șansa de atâtea ori bă, acolo, bă, n-ai cum. Bă, da, și el ajunge o singură dată, bă, o singură dată, ajunge și trece. E logic, nu? Uite, iar. Bun, am trecut și aici în cultură. Deci, din nou, am căzut la a treia, bun. Bă, tot e bine, am ajuns o singură dată la a treia, bravo, frate. Și ai trecut. Ai? M-ai lăsat pe mine primul, ai pus un pic de presiune pe mine și am trecut. Nu, o să nu mă grăbesc. Să înțeleg, frate, de aici. Am căzut. Da. Nu mai vedeam ecranul, pur și simplu s-a întors monsterul cu roțile în sus, nu mai vedeam nimic. M-a întors înapoi, cred că vreo 3 minute de joc. Ce-mi place măcar că te văd, ești tot acolo, ești perseverent. Am ajuns până la final, efectiv am trecut și de ultima. Și cumva am ajuns în apă, că n-am văzut pe unde merg. Că mi s-a întors camera, aiurea. Doamne, iartă-mă, plâng! Tu plângi, mă? Da, pe eu care am făcut de 3 ore asta și... Uite, iar m-am dus prost. În China m-am dus, că eu am vrut să sar în China cu Monster Truck. Cauzi, mă, în China, mă. E gata, nu mai trebuie. Eu nu înțeleg. Bă, m-am uitat că monsterul chiar nu are frână. Aoala. La modul serios, monsterul nu prea are frâne. E mai grele cu frânele. Aoleu, am 3 pereți de genul ăsta de trecut, 3. Mi-am pierdut șansa de prea multe ori. N-ai cum să ajungi de atâtea ori la sfârșit și de atâtea ori să faci aceeași greșeală. Ba da, mă, uite exact ca mine. Nu mai ajung nici la sfârșit acum, pictul la prima sau la a doua. Bun, am trecut de primul perete, mai am doar 2. Eu încă nu înțeleg cum am reușit să cad acolo, mă, că doar e greu să cazi aici, sincer. E greu, dar nu e imposibil. Tot nu pot să înțeleg cum ai avut tu bafta să ajungi o singură dată și să treci. Se numește skill, frate. Da. Ia să dau eu popicile astea jos, mă. Că îmi dă 20 rupă pe ele. De ce nu mă gândesc mai des la asta? Tu tot acolo ești, mă? Da, bineînțeles că-s tot acolo. Da, să vezi, și m-am chinuit înaintea ta o grămadă. Până ai ajuns tu la mine. Da, mă, da, bă, da, eu am ajuns de 3 ori la sfârșit, bă. De 3 ori să pic la sfârșit. Și nu mai, nu mai, nici pe aproape nu mai simt. Gândește-te că trebuie să trec niște pereți mai mari decât roțile și nu prea urcă pe ei, sincer. Da, liniște, că te-ai dus blan, oricum. Tu ai luat atâtea checkpoint-uri, eu sunt tot aici. Ok, eu m-am urcat și pe al doilea. Mai am unul, domnule. La ce checkpoint ești? Cât bun? La 13 din 15. Doamne, termină, bă, da. Acum sper să ajung la 14. M-a terminat psihic, bă, cursele astea. Bă, playlist-ul ăsta, nu știu dacă îl mai continui. Cred că încercăm altceva. Nu mai pot, bă, psihic, nebunesc. Hai, mă, că m-ai bătut și pe mine câteva curse, ce vorbim? Da, mă.
Băi, ce-s blestemat, da. Care-i faza? De ce se urcă doar când e aia sus? Uite-te și tu. Băi, eu nu înțeleg, e-s blestemat aici. Nu înțeleg ce trebuie să fac. Nu mai, de prea multe ori, deja m-am enervat prea rău, fac de fiecare dată aceeași greșeală. Doamne, iartă-mă. Al treilea perete e și mișcător, mă, și nu poți de el, mă. Încă nu înțeleg sensul la rampele astea, poate au ele vreun sens, sincer. Dar nu știu care e, din păcate. Eu fac... Poate mere cu spatele. Eu fac tumbe cu monster. Tot la Pringles? Tot acolo, nu uite-te. Uite-te, deci am avut 3 roți pe rampă, una în afară, o căzut. La ultima? Și la ultima, că eu nu mai ajung să sar la ultima. N-am mai ajuns la ultima, am ajuns de 3 ori și atâta, pic la prima și la a doua. Și nici nu mai apuc să sar la a doua, că pic de pe drum, așa pur și simplu. Bun. Oare aici așa trebuie să fac, mă? Are vreun sens? Hai că are vreun sens dacă e. Bă, de ce mă aruncă în jos, mă? Eu nu o să pot trece niciodată aici. Eu nu pot să treacă niciodată acolo și asta au ajuns o singură dată acolo și-o trecut. Cât bulan are și se plânge acolo. Și am ajuns de 10.000 de sute de ori și nu trec niciodată. 10.000 de sute? Am vrut să fac o schemă, nu mi-a ieșit aia e. Am înnegrit efectiv harta de la roții aici. Cum ar fi să fac pană de la atâta burnout? Există șanse. Nu știu dacă poți la monster. Eu cred că pot cu un pic de efort. Ba, de fiecare dată, bă, de fiecare dată fac aceeași greșeală. Mă duc sub, tata. Mă duc sub Pringles-ul ăla. Niciodată, nu mai nimeresc, mă, nu mai nimeresc. Ori sar peste, ori sar sub iau. Nu fac aici o schemă de zile mari. Nu merem, uuuu, numai că fuge de mine, mă. Stai, că fac mare schema. Bă, dar ce are, mă? Doamne, cât de frustrant e să filmezi 11.000 de ore și să nu poți să-ți iei un episod ca lumea, să zici, uite, bă, îl dau, îl încarc și gata. Gata, frate, am trecut. Am trecut pe șustache. El, după ce că s-a dus ca animalul, că a avut bafta infectă, acum mai și trișează. Eram blocat de jumătate de oră, m-am folosit de o popică ca să trec. Nu. Aia e, mai pățești. Auzi, mă, hateri, și mai zicea de mine trișorul, mă. Stăteam de prea mult timp, m-am enervat deja. A, nu, frate, eu nu sunt de prea mult timp aici. N-am ajuns înaintea ta acolo în față, dar totuși eu n-am reușit nu să trec. Nu pot să cred că trebuie să trec de o pală din aia. Și nu știu cum, mamă, cât m-o dat înapoi. Deci eu acum mai am finish-ul, la ultimul checkpoint, dar nu o se face mai ușoară harta. Ah, cred că nu o să ne nebunim pur și simplu. Chiar nu mai știu cum am reușit atunci să ajung. Că nu mai sunt nici pe aproape. Cum ar trebui să trec aici dacă asta merge atât de repede? Stau și mă întreb. Nu, deci mi se pare imposibil, sincer. Aaa, ba, cred că am descoperit schema, cred. Hai că la a treia poate cu noroc. Ce zici de încă o cursă de genul ăsta? Nu mai joc. Bă, dar care sunt șansele acum, serios vorbind, să găsesc doar curse de genul ăsta? Care șansele? Nu mai zic, că nu mai am ce să zic. La ce checkpoint ești? La ultimul. Încerc să fentez și eu aici pala asta, da, dar nu mai fenta, bă, termină, bă, cum trebuie. Nu fentez, mă, nimic, potolește-te. Bă, fentator trișor ce ești. Bun, am trecut. Bun. Hai, mă, să văd și unde se chinuie animalul, că am reușit să trec. Întotdeauna când eu termin, tu treci și tu. Care-i șansele? Dar ce avem noi aici? Acum-s la finish și nu cred că o să pot să iau finish-ul, sincer.
Mamă, 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 pe ce trebuie să merg? Am vreo șansă, nu? Real vorbind, există vreo șansă să treci de astea? Unde ai ajuns? Mă, chine, la chestia rotundă, gen cauciuc. Opa, aparent chiar am trecut, nu pot să cred. No, bun. Am vrut să-mi dau respawn, acum văd că nu mai pot urca. Ah, bine, bine, bine. Da, nu-i nevoie să te aștept sau ceva, că nu o să pot să iau finish-ul. Bă, cât de rău pot să fii încă să faci finish-ul foarte greu. De nemernic poți să fii încât să crezi asemenea hărți. Hai că totuși încă a fost decentă harta asta față de altele. S-a putut și mai rău. Uitați-vă, bă. Accelerația la maxim. No, ok. Am trecut din prima, am mâncat să-mi dau respawn și nu mai pot să urc pe bolovan. Bă, țin să te anunț că sunt cam pe gata. O termin sau nu? Bă, bă, ce vrei. Dar nu termin. Nu termin. Ce? Nu terminam. Și că fă ce vrei, dar nu termină. Bun, ne oprim dacă... aici așa. Uite așa. Vă mulțumesc super mult pentru vizionare. DNF-ul a fost destul de corespunzător. Nu uitați de un like, un share, un subscribe. Și eu o să mă duc imediat în finish. Dar hai că mai așteptăm și pe el un pic. Și pa, pa. Pa, pa. Da, aș aprecia să-mi arate și mie totuși unde-i sfârșitul ăla. Îți spun și mă. Unde-i checkpoint-ul ăla, nene? Stai că te văd, dar nu-mi dau seama unde ești. O, mă, ce terapeze așa, mai mânca să pun. Aici au folosit el popica. Doamne, ce-o stat el să fac. Bineînțeles, de ce să trec eu din prima? Pun eu pupica, mă, aici înapoi. Hai că fii atent că mă dă jos pupica. Nu știu unde ești. Sunt la pupica, frate. De că aproape era să urc din prima. De fiecare dată când urc, vine peretele și mă ridic. Și am pierdut și pupicile. Ai ajuns la peretele ăla? Da. Acolo m-am folosit eu de pupica, că n-am putut fără pupica. Nu, că mă duc și dau ca animal. Dacă trec bine, dacă nu, aia e viața. Eu nu, oricum nu editez episodul, așa îl postez. Dacă reușesc să termin. Mi-e frică, mă, să mă iau pe picat de pe margine. Mă, trebuie să calculez, nu m-am zis. Bă, o, pe picat n-am putut să iau, am luat pe una. Tu ai sărit animalul, ai sărit bine? Nu. Încerc să-l folosesc pe domnul Popica. Dar nu pot, mă, că n-am cum să mai intrag Popica înapoi. Ceasul este 0123 noaptea. E sfârșitul lumii. Nu apuc să demarez de lobă, că mă ridică peretele ăsta și mă dă mereu în spate, mă. Nu m-ar ține și pe mine acolo. Bun, măcar am tras pupica de acolo. Și acum o să mă duc animalul. Ce? Iasă, iasă. El cacă de că termină, bă. Hei, m-am dus!
Nu mai reușesc, bă, nu mai am atâta răbdare, bă, și ambiție, uite-te. Doamne, unde stau și cad de fiecare dată, frate. La ce ceva? Bă, trebuie doar să o las încet, dar eu nu știu să o las încet, că eu sunt animal. A, nu pot să fac curba acolo. Cât noroc are, bă, bă, ești știință, bă, bă, țare, mai zic, bă, ceva. Ești cumva la pala aia? Eu filmez în continuare, la ce? La aia de vânt? A, da. E greu aici? A, nu, mă, te arunc aia în toate direcțiile, că merge cu viteză foarte mare. A, pe tu nici n-ajungi acolo. A, la ce a zburat? Cum ar trebui să iau aia? Bine, cum am luat-o și eu. Cum? Nu pot să zic. Am încercat și eu de vreo două ori până mi-am dat seama. Nu mai zic nimic, bă, frate, bă, te da nebunesc, bă, mă tâmpește cursa asta. Zi, bă, cum mă duc mai aici? Să duci în față, nu în dreapta. Hai. Ca să eviți, gen, să ieși din traiectoria ei și apoi după aia îți vezi tu de treabă. Interesant că de aici de la distanță eu nu văd aia, te văd doar pe tine cum zbori aiure. Mai să mi credeam că am trecut, dar se pare că... Bă, deci când cobor rampă, o ții doar în față. Da, bă, dar doar în față am ținut-o, bă, și mă lovi, bă. Dar de unde că te-ai dus pe margine pe undeva? Da, bă, frate, dar doar în față, adică mă duc în apă până la urmă. Ce mă face, mă? Ce faci cu spatele acolo? Păi, nu știu, încerc să... Hai de viața mea că mine se cobor toți sfinții. Zbară. Doamne, ce curse imbecile fac ăștia, frate. Fără niciun așa sens. Așa grăbește-te să cazi și acolo. Fără sens, fără noi, mă, fără nicio gândire. Și cel mai mult îmi place că aia intră prin roată, dar nu-mi dau seama. Unde e momentul când mă lovește? Tu de... ai trecut din multe încercări de aia? De vreo două sau trei. Bă, tu-ți dai seama cât norocul ăsta, uite-te. Zici că e monster, drac. El urcă peste orice. Au căzut o roată, l-o tras toate. Uite. Am o roată în afară, se duc toate. Uite-te ce gunoi de joc și de hartă cum mă aruncă, uite-te și tu. Bă, țane, bă, mai zi, bă, ceva, bă, eu așa postez episodul. Bă, coboară de pe aia, ține-o pe margine, că acolo parcă e apă în dreapta, nu? E gaură. Ține-o pe lângă gaură și mergi, când pala e în dreptul tău, tu ai accelerat. Și treci de ea. Și numai după aia îți vezi de treaba ta. Uite, 13 minute îmi dă kick pentru a feca, cică. Mișcă, trebuie și tu. Mai am 13 minute, mă. N-am. Nu ai cum. Nu-i posibil să treci acolo. Poți să zici ce vrei tu. Hai înapoi și treci de aia dacă poți. Hai că poți să fii înapoi dacă e. Bă, dă-ți respawn. Dar nu viața asta. Dacă ziceai că ai trecut din a doua, dă-ți respawn, frate. Fishmaker, pe oricum tu ai terminat, tu ai câștigat. Am respawn, să văd. Tu ai încheiat episodul. Dar tot nu pot să ajung, sau ba pot să ajung, ia că cred că pot să ajung. Hai să trec înapoi. Uite-te unde cad iară, băi, că nebune. Ui și la mine. Nu, bun, deci e atât de ușor. Pui așa în dreptul ei. Stai că eu plutesc, că mie, mașina mea face surf. Mașina mea alunecă, ci că e monster, truck, are aderență. Uite. Fraților, cred că e momentul să încheie episodul. Deci, mare. Deci ești așa în dreptul ei, vezi?
Așa. Și când trece, pam, ai trecut. Aha, am văzut. Am văzut cu noi de joc ne merg, nu știu, deci ai trecut, tu ai trecut dintr-un noroc imens și chior. Potolește-te, mă, că am trecut ușor de asta. Dintr-un noroc imens și chior. Trebuie să recunoști. Nu există nicio logică. Uite așa, fii antel. Vezi? Gat. Uite-te ce l-a buguit, uite-te ce baftă are! Uite-te, dă-te, nu mă da jos, dă-te. Păi unde? Stai un pic. Ha. Uite, a, aproape. Bă, totuși am trecut. Ce să mai vrei? Ce să mai vrei? L-a buguit, bă, și ce că o trebuie. Fraților, acesta a fost episodul, mi-am luat DNF, e timpul să închei episodul. Mulțumesc că mi-a fost alături, o să mă las de gunoiul ăsta, infect de joc. Pa, pa.